Ana, felicitări pentru parcursul de până acum al tău și al echipei în Liga Florilor. Mai aveți o singură partidă în acest an. Da, mulțumim mult. Da, am o partidă cu Galați, o partidă la el acasă. Este o partidă grea pentru că este la un adversar acasă, dar noi vom da tot ce putem ca să aducem cele 3 puncte acasă. Cum vezi partida de acolo, de la Galați? Ele n-au nicio victorie până la acest moment. Noi am putea spune că suntem pe val, însă va fi o cu totul altă confruntare acolo. Da, va fi un meci destul de dificil pentru că este el acasă, dar noi trebuie să mergem acolo foarte încrezătoare că o să aducem 3 puncte și o să dăm tot ce putem pe teren. Cum sau ce vă trebuie, ce ar trebui să faceți acolo ca să veniți cu cele 3 puncte? Cred că trebuie să ne apărăm foarte bine, au o jucătoare destul de bune pe atac și trebuie să dăm dovadă că suntem o echipă. Mulțumită de bilanțul de până acum al echipei? Da, foarte mulțumită. Am muncit foarte mult. Ești una dintre specialistele alese de Liviu Andrieș pentru executarea loviturilor de la 7 metri. Da. Cum a venit această chestiune? Ai făcut la antrenament sau... Nu. La un singur meci mi-a zis în teren să iei cu 7 metri și de atunci am rămas la 7 metri. Ai un procentaj foarte bun la aruncările de la 7 metri. Da, am și ceva ratări, dar mă concentrez foarte mult la aruncările de la 7 metri.